Weekendul prelungit de Rusalii a scos prahovenii la plimbare. Unii au preferat mare, alții muntele, în timp ce unii au ieșit la picnic în apropierea orașului. După 3 zile de distracție și relaxare, când micii au sfârâit pe grătare și berea a curs râuri, prahovenii s-au confruntat din nou cu calvarul întoarcerii acasă. Având în vedere faptul că pe DN1 valorile de trafic s-au intensificat pe sensul Brașov-Ploiești și totodată de la Comarnic până la limita cu județul Brașov-Plouă, atragem atenția tuturor participanților la trafic să execute orice manevră numai după o temeinică asigurare. De asemenea, este foarte important ca în trafic conducătorii auto să reducă viteza foarte mult, întrucât ploaia reduce vizibilitatea. Pe DN1, pe sensul de coborâre de la Comarnic, s-a circulat cu viteza melcului. Ceva mai bine a fost după această zonă. Traficul a fost intens, însă fără a se mai crea ambuteiaje.